Sherlockation este metoda pe care multe femei o folosesc când merg la o întâlnire cu un necunoscut sau chiar când circulă cu taxiul. Amploarea fenomenului a devenit cunoscută și după ce cântăreața Erica Isaac a lansat melodia Macarena, în care se vorbește despre abuzurile asupra femeilor. Sherlockation, care a devenit o plasă de siguranță pentru femei în viața socială, ne vorbește jurnalistul B1 TV Marina Filimon. Marina, bună dimineața, ești în direct. Alex, bună dimineața și bun găsit tuturor! La 3 zile după ce a fost lansată pe YouTube piesa Macarena a românce Erica Isaac, a fost niciun val de reacții, o adevărată furtună în mediul online, unde au început să curgă mii de mesaje a femeilor abuzate și nu doar. Piesa prezintă practic un protest la abuzul femeilor, care a început să ia o mare amploare. Vorbim despre fenomenul de sharelocation. Ce înseamnă mai exact? Fenomenul de sharelocation sau distribuția locației persoanei fizice reprezintă practic trimiterea locației, detaliilor despre persoana în cauza locului în care se află în timp real. Practic vorbim despre un fenomen care a luat amploare, a devenit popularizat odată cu prezenta tehnologie modernă, cu telefoanele mobile care permit o asemenea abordare. Vorbim practic despre aplicațiile cele mai populare care permit această partajare. Vorbim de WhatsApp, Facebook, Messenger. Și astea sunt doar o parte din aplicațiile care permit distribuția locației în timp real. Cum funcționează asta? O să vă arăt chiar acum. Sunt pe cea mai populară aplicație în prezent. Vorbim de WhatsApp, o aplicație folosită cel mai des de peste 95% dintre utilizatori. Această aplicație are ca funcție partajarea locației în timp real, care se face foarte simplu. Intrăm pe insigna de la WhatsApp, avem bulina de locație, intrăm pe locație și avem distribuția în timp real a locației. Este foarte simplu, persoana în cauză distribuie locația în timp real, share și locația ajunge la persoana care în cauză sau persoana care a cerut acea locație. Practic vorbim despre un fenomen care a luat amploare și odată cu el și niște statistici destul de alarmante. Vorbim practic despre niște statistici care ne arată că la începutul anului 2023, mai exact, în primele 10 luni ale anului, au fost raportate peste 80.000 de cazuri de violență domestică, iar cele mai multe dintre ele în cazul femeilor. În continuare, statisticile arată și alte date în care 60% dintre cazuri prezintă practic agresiune fizică, loviri, iar 12% dintre acestea amenințări sau chiar nerespectarea ordinului de protecție impus de organele competente, de organele de poliție, iar aici deschidem un alt subiect despre care v-am vorbit și în alte dăți în jurnalele precedente, vorbind despre fenomenul brățărilor electronice care ar trebui să ofere o mai mare siguranță persoanelor agresate, dar o brățară care se montează și agresorului. Practic, fenomenul de sharelocation a luat amploare în spațiul public odată cu lansarea piesei Macarena, care prezintă un protest la abuzul femeilor. Tot mai multe femei au început în spațiul public să-și arate nemulțumirile. Vorbim despre un abuz care se răspândi și asupra bărbaților, pentru că mai mulți bărbați și-au exprimat și ei prin mesaje situațiile la care au fost supuși. Aici vorbim despre un procent de 10%. În cazul de față, specialiștii, mai exact psihologii și psihoterapeuții care interacționează cel mai des cu abuzatorii și cu abuzații, au dat și o serie de măsuri care ar trebui respectate. Într-adevăr, este un mare avantaj distribuția în timp real a locației, pentru că ne permite o mai mare mișcare, având în vedere că ne aflăm și în secolul vitezei, dar potrivit specialiștilor ar trebui să fim mult mai atenți cu distribuirea locației către persoanele necunoscute, iar dacă va fi cazul, atunci să trimitem un screen sau locația și altor persoane apropiate, familie sau prieteni.